Bun găsit, dragi telespectatori, sunt preotul Cornel Cadar și vă salut cu bucurie la această nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului, în care ne-am propus să vorbim despre vocații. Ce este o vocație? Cum ia naștere vocații? Ce anume se face în Moldova, în dieceza de Iași, pentru promovarea vocațiilor? Vom vorbi cu câțiva responsabili de vocații, care îi avem în studio și pe care îi salut cu multă dragoste. Mai întâi îl salut pe Părintele Pius Iancu, de la Oficiul pentru Vocații. Bine ați venit la emisiune! Bine v-am găsit! Bun venit și Părintelui Ciprian Bejan Piser, profesor la Institutul Teologic și care ajută în promovarea vocațiilor. Bine ați venit în cadrul emisiunii! Bine v-am găsit! Așadar, ce înseamnă, dumneavoastră, răspundeți împreună cu alții doi preoți de acest oficiu pentru promovarea vocațiilor, ce înseamnă a fi responsabil al acestui oficiu din cadrul diecezei de Iași? Responsabilul oficiului pentru vocații are o misiune deosebită în câmpul pastoral al diecezei, pentru că, indiferent de misiunea pe care el și-o mai asumă, de obicei, responsabilul pentru vocații mai are o altă misiune, fie este formator în seminar, fie este paroh, fie este preot vicar într-o parohie, el are misiunea de a anima orice activitate a sa cu sămânța vocației. Are misiunea de a o răspândi în orice ambient, în orice loc unde el își desfășoară misiunea sa. De aceea cred că misiunea responsabilului este aceea de a împrăștia sămânța cuvântului lui Dumnezeu cu această perspectivă vocațională, îndreptată în mod special spre vocația la Sfânta Preoție și la viața consacrată. Bineînțeles, el trebuie să lucreze împreună cu ceilalți preoți și împreună cu ei trebuie să organizeze acest plan pastoral, vocațional, pe care apoi să îl împărtășească cu întregul cler din dieceză, tocmai pentru ca munca sa să nu fie una izolată, ci să fie o muncă de comuniune. Părinte Ciprian, vorbim despre vocații, dar ce este o vocație și unde se vorbește în Sfânta Scriptură despre vocații? Vocația, în primul rând, este un dar din partea lui Dumnezeu. Vocația poate fi de mai multe feluri, însă vocația este o chemare la sfințenie care e adresată tuturor oamenilor. În Sfânta Scriptură avem diferite chemări. Le putem numi chemări particulare, pentru ca unul să fie vestitor al Cuvântului lui Dumnezeu, sau, de exemplu, în cazul Sfintei Fecioare Maria, să fie purtătoare a cuvântului întrupat. Toată Sfânta Scriptură ne vorbește despre diferite chemări. Chemarea lui Dumnezeu adresată oamenilor, chemarea la viață. Apoi avem diferite chemări adresate profeților. Avem chemări în Noul Testament adresate viitorilor apostoli, discipoli de-a lui Isus. În Sfânta Scriptură găsim diferite chemări. Eu m-aș opri doar la una singură pentru a o concretiza, și anume la, să-i spunem, chemarea prin excelență, cea a Sfintei Fecioare Maria. Pentru că ea a fost chemată și la a da viață cuvântului întrupat. Am putea să-i spunem că este o chemare specială, dar e un exemplu pentru orice tip de vocație, fie vocația credincioșilor laici, care sunt chemați să îndeplinească diferite chemări, diferite misiuni în cadrul bisericii, dar și un model pentru viitorii preoți care sunt chemați să fie mai aproape configurați lui Hristos, să fie mai aproape de Sfântul Altar și de trupul lui Hristos. Deci înțeleg că dumneavoastră vorbiți de un sens general al chemării, al vocației, la sfințenie, la viață, dar apoi există și sensuri speciale, chemarea la preoție, la viața de mănăstire sau la căsătorie. Exact. Oficiul pentru promovarea vocațiilor, de care anume se ocupă? De sensul general sau...
se ocupă în mod special de chemările la viața de preoție și la viața de mănăstire, la viața consacrată. Bineînțeles, în câmpul nostru, în câmpul activității noastre, se află toate vocațiile, dar activitatea noastră este îndreptată în mod special spre aceste vocații speciale, așa cum le numește Biserica, pentru că avem nevoie de preoți, avem nevoie de călugări, de călugărițe care să ducă cuvântul lui Dumnezeu și oamenilor de astăzi, care prin modul lor de a trăi să vorbească lumii de astăzi despre o lume care nu aparține acestui pământ, ci aparține veșniciei. Și în acest sens, până acum, oficiul acesta pentru promovarea vocațiilor, ce anume a făcut? Și punându-vă această întrebare, îi rog și pe colegii din studiosă din regie să deruleze imaginele care ilustrează cumva activitățile pe care dumneavoastră în cadrul oficiului împreună cu ceilalți colegi le-ați făcut. De când am primit această misiune din partea episcopului diecezan, am încercat să oferim preoților, tinerilor, adolescenților care sunt în căutare, să oferim momente sau materiale care să îi ajute în discernerea vocației. Anul trecut am propus un itinerar vocațional destinat tinerilor și adolescenților. Se numea Dorință de Dumnezeu, Dorința lui Dumnezeu. Și am încercat să arătăm cum în orice dorință umană există o reflecție a dorinței de Dumnezeu. Chiar și în cele mai mici dorințe ale tinerilor noștri putem să descoperim cum ei doresc ceva mai mult decât ceea ce de fapt au în orizontul lor. Și de aceea am crezut că este punctul de plecare al drumului nostru pentru a stimula dorința tinerilor, dorința adolescenților de a dori mai mult de la viața lor. Deci le-ați propus parohilor, da, parohilor și părinților vicari, ne-am propus un set de cateheze care să aibă acest obiectiv, să retrezească dorința în viața tinerilor, acea dorință de a face din viața lor o capodoperă, să nu se mulțumească cu o supraviețuire sau cu o existență banală. Cred că este primul punct la care trebuie să lucrăm, pentru că apoi să îndrăznim să dorim mai mult, să devenim preoți sau persoane consacrate, călugări sau călugărițe. De asemenea, am implementat în seminarul mic din Bacău, în timpul pascal, precum și în timpul postului mare, am implementat săptămânile vocaționale. Acolo părintele Ioan Balan împreună cu preoții din seminar propun în aceste weekenduri ale săptămânilor din postul mare sau din timpul pascal, propun momente vocaționale. În ce constau aceste momente vocaționale? În posibilitatea ca adolescenții, în special cei de clasa a 8-a, să experimenteze viața de seminar. Deci sunt chemați din parohii? Sunt chemați din parohii, vin în seminar și timp de 3 zile duc aceeași viață cu seminariștii. Împărtășesc cu ei momente de rugăciune, momente de comuniune, momente de joacă, pentru a-i ajuta să discearnă, să vadă... E cum ar fi ziua porților deschise pentru seminar, da, nu? Da, da. Cam câți participă de obicei la asemenea întâlniri? În ultimul an, la sfârșit, când am făcut o contabilizare, au fost aproape 200 de adolescenți care au făcut această experiență la seminarul mic. Deci este un seminar mic la Bacău, da, unde sunt chemați adolescenți pentru a împărtăși viața de seminar. Alte activități mai sunt? În aceeași perspectivă și seminarul mare din Iași a organizat zilele porților deschise, le-a numit zilele seminarului, în care de această dată tinerii, cei care sunt, să zic, la un prag mai avansat al alegerii de viață, au posibilitatea să experimenteze momente diferite de cele pe care le trăiesc în mod obișnuit, adică momente de rugăciune, momente de comuniune, de reflecție asupra cuvântului lui Dumnezeu, de împărtășire a problemelor sau a bucuriilor cu seminariștii și cu preoții din seminar. A avut loc o ediție, urmează să aibă loc a doua ediție și sperăm să mergem din ce în ce mai bine. La prima ediție au participat 22 de tineri cu vârstele între 20 și 32 de ani, care
s-au arătat încântați de experiența pe care au trăit-o și au spus că, dacă ar avea posibilitatea, ar recomanda-o și altora. I-am văzut de altfel în imagini și i-au văzut și telespectatorii bucuroși, prezenți la seminar, încearcă să descopere cum anume trăiesc studenții în seminar. Există și o vocație la căsătorie, Părinte Ciprian? Cu siguranță este o vocație la căsătorie, pentru că fiecare primește ceva de la Dumnezeu. De aceea am și spus că vocația este un dar și este un dar gratuit din partea lui Dumnezeu. Nimeni nu rămâne fără acest dar. Dar cum se naște o asemenea vocație? Și vă întreb cu referință la căsătorie, pentru că observăm ce se întâmplă în jurul nostru, citim statisticile în lume, în România, tinerii amână tot mai mult momentul căsătoriei, tot mai spre 30, după 30 de ani, dacă se căsătoresc și dacă doresc să ies din starea aceea de trăire împreună, nouă vocație sau ce se întâmplă cu ei? Aș putea spune că vocația se naște în familie. În familie și progresează mai apoi pe drumul bisericii. Putem observa acest lucru în viața Sfintei Fecioare Maria. Ea trăiește într-o cultură. Ea este evreică. Este o adolescentă până în 16 ani care are contact cu societatea, are contact cu templul, dar la un moment dat ea este pusă în fața unei decizii. Orice dar, orice chemare primită din partea lui Dumnezeu poate provoca un dubiu sau o teamă că poate nu suntem făcuți pentru acea chemare, pentru acea vocație. Însă Evanghelia după Sfântul Luca ne arată că răspunsul Mariei vine la sfârșitul dialogului cu îngerul, care îi spune ce anume are Dumnezeu, ce anume Dumnezeu intenționează cu dânsa. Și în acel moment ea spune: iată-mă. Pentru că se întreba și ea, dar cum se va întâmpla acest lucru? Și probabil că mulți tineri se întreabă: aș vrea să mă căsătoresc, dar cum voi reuși să fac față tuturor intemperiilor? Mă voi descurca sau nu? Și de aceea Dumnezeu propune acest dar, propune pe lângă acest dar și anumiți, să spunem, mijlocitori, oameni pe care îi întâmpinăm pe drumul nostru de creștere, care ne ajută în acest sens să discernem dacă suntem sau nu făcuți pentru un anumit tip de viață. Dar un tânăr, cum poate să-și dea seama la ce viață este chemat? La căsătorie, la preoție, la mănăstire? Cum poate să discernă? Cred că un lucru poate care l-ar ajuta pe tânăr este acela de a sta în liniște el cu Dumnezeu, de a se ruga lui Dumnezeu. Apoi este exemplul părinților, exemplul pe care îl dau părinții. Apoi este, desigur, educația pe care o primește. În cazul seminarului, cum spunea și Părintele Pius, în cazul seminarului mic, este un loc în care adolescenții sunt pregătiți să vadă dacă sunt făcuți pentru a merge mai departe pe acest drum al vocației la Sfânta Preoție sau dacă nu, pur și simplu să rămână buni creștini, oameni cu anumite valori pe care le regăsesc în seminar și să întemeieze o familie. Deci adolescenții intră în seminar și de fapt discern în cei 4 ani de liceu. Cu ajutorul părinților spirituali, cu ajutorul părinților formatori, ei sunt călăuziți pentru a lua o decizie, poate cea mai bună decizie pentru ei. Cum anume se naște o vocație la preoție? Cred că vocația la preoție se naște dintr-o întâlnire. Dumnezeu, care iese în întâmpinarea omului și care îl cheamă pe nume. Iar Dumnezeu revarsă în viața acelei persoane toată iubirea sa, tot harul său. Iar omul, dacă dorește să urmeze acest drum, trebuie să-i răspundă lui Dumnezeu cu toată libertatea sa, să aibă încredere în ceea ce Dumnezeu îi propune, să nu se teamă, pentru că aici este problema.
astăzi mulți cred că ceea ce Dumnezeu cere nu poate să ne facă fericiți, dar nu este nici de cum așa. Dumnezeu nu cheamă decât pentru a fi fericiți și în viața de familie, și în viața de preoție, și în viața de călugărie. Deci vocația este această întâlnire, o chemare și un răspuns. Și în momentul în care ele se întâlnesc, are loc acea convingere personală a omului că eu mă aflu pe drumul cel bun. Tânărul în acel moment este senin și bucuros pentru că știe că a ales așa cum trebuia să aleagă. Însă probleme apar atunci când nu reușim să ne dăruim cu totul, să răspundem cu toată libertatea noastră lui Dumnezeu și ținem anumite rezerve care de fapt ne împiedică să mergem în mod liber, în mod fericit spre idealul nostru în viață. La finalul acestui an, octombrie 2018, va fi un sinod dedicat tinerilor. Și este interesant că Papa i-a chemat și pe tineri în cadrul acestui sinod, nu numai pe episcopi și preoți. Și tema acestui sinod e chiar așa, tinerii, credința și descernământul vocațional. Ce vrea să spună această temă? Vrea să spună că biserica se întreabă cum să iasă în întâmpinarea nevoilor tinerilor de astăzi pentru a le propune Evanghelia Bucuriei. Și tocmai de aceea i-a și cooptat în organizarea și desfășurarea acestui sinod. Iar titlul este cât se poate de sugestiv, pentru că ne spune că între credință și discernământ vocațional există o legătură. Pentru că a crede nu înseamnă doar a adera la niște dogme de credință, la adevărurile din crez pe care le pronunțăm duminică de duminică la biserică, ci înseamnă mult mai mult. A crede înseamnă a deschide inima în fața lui Dumnezeu. A crede înseamnă a te întreba mereu ce dorește Dumnezeu de la tine și a găsi răspuns în semnele pe care Dumnezeu ți le trimite, în persoanele pe care le ai în jurul tău, în evenimentele minunate care au loc de atâtea ori în viața noastră. Și trăind credința, descoperi cu adevărat care este vocația ta. Faci un discernământ autentic. Venim la Scriptură, Părinte Ciprian. Sunt mai multe imagini folosite în Sfânta Scriptură care descriu drumul vocațional. Care vi se pare cea mai sugestivă? Cea piscuitului, a semănătorului care seamănă? Alta, care vi se pare mai interesantă? Cred că cea a semănătorului ne este de folos sau ne ajută în această muncă cu tinerii. Chiar și în seminar este același lucru, pentru a-i face să înțeleagă că Dumnezeu aruncă acest germen al vocației în fiecare dintre noi. Dar nu depinde numai de Dumnezeu acest lucru. Depinde și de noi cum avem grijă de acea sămânță pe care o primim. Cât de mult știm să lucrăm ca acea sămânță să prindă rădăcină și să crească noi. Și acest lucru l-a vrut și Sfântul Părinte atunci când, convocând acest sinod dedicat tinerilor, să asculte părerea lor. Ca biserica, de fapt a fost în discursul pregătitor sinodului, a vrut să vadă ce anume vor tinerii, cum trebuie să-i înțelegem pe tineri astăzi, pentru că Dumnezeu desigur dă fiecăruia, dar cum trebuie înțeles de ei acest lucru. Și sinodul are tocmai acest scop de a ajuta bisericile locale să dea niște indicații, niște linii tinerilor. Deci imaginea seminței, să amintim telespectatorilor că Iisus vorbește că semănătorul a ieșit și a aruncat sămânța, o parte a căzut în pământ pietros, o altă parte în pământ cu spini și o parte a căzut în pământ bun. Dumneavoastră, la care imagine v-ați oprit dacă ar fi să... Eu am la inimă o altă imagine. Ca responsabil în cadrul acestui oficiu, îmi place mult să fac referință la Apostolul Andrei. Acolo în Evanghelia după Sfântul Ioan, Apostolul Andrei îl descoperă pe Iisus. Ioan Botezătorul îl arată, el îl găsește și apoi
merge la Petru și îi spune: l-am găsit pe Mesia, care înseamnă Hristos. Și îl ia și îl duce și pe el la Petru. Mie mi se pare imaginea asta foarte sugestivă ca responsabil al acestui oficiu, pentru că aceasta este misiunea mea, dar și a tuturor preoților și credincioșilor, ca atunci când îl întâlnim pe Hristos să nu-l ținem doar pentru noi, ci să-l împărtășim tuturora, să reușim să spunem lumii de astăzi că l-am găsit pe Hristos și că El ne poate face fericiți. Dar ce ați spune unui tânăr care e în căutare, care nu știe ce să facă cu viața lui? Cred că i-aș spune, după inițiativa părinților din acest oficiu, vino și vezi. Pentru a putea încerca, pentru a putea experimenta o astfel de viață. Dacă ne referim la vocația la Sfânta Preoție, dacă ne-am referit la vocația la Sfânta Căsătorie, atunci ea spune: încearcă să privești mai adânc în inima ta și vezi ce anume vrea Dumnezeu de la tine. Mergi la un părinte spiritual, vezi ce anume, ce indicații îți dă el, vorbește cu părintele tău paroh, vorbește în familie despre aceste lucruri. Întreabă-i pe părinții tăi despre experiența pe care i-au avut-o dânsii. Avem o grămadă de ocazii și de posibilități de a fructifica ceea ce am primit. Poate tinerilor de astăzi le-a spune să-și lărgească orizontul și de a nu rămâne aplecați doar asupra a ceea ce au în față. Dacă tot vorbim despre vocații, cum anume s-a născut vocația dumneavoastră la preoție? Sunteți preoți amândoi. Poate că ar fi interesant ca să înțelegem mai mult cum ia naștere o asemenea vocație. Ce v-a ajutat pe dumneavoastră să deveniți preot și cum a început această vocație? Dacă citim Sfânta Scriptură, vedem cum majoritatea celor care răspund lui Dumnezeu primesc o chemare clară, autentică. De multe ori Dumnezeu îi cheamă pe nume. În cazul meu nu a fost chiar atât de clar, pentru că a trebuit să caut, a trebuit să umblu de multe ori prin zone mai obscure pentru a răspunde cu adevărat lui Dumnezeu. Însă am avut fericirea și mulțumesc lui Dumnezeu zi de zi de a avea alături de mine, sau faptul că El a scos în calea mea, persoane minunate, persoane care prin modul lor de a fi îmi vorbeau despre Dumnezeu, despre cât de minunat este să fii cu El. Și am la inimă un preot, nu vreau să-i rostesc numele, care pentru mine, când eram copil spre adolescent, însemna într-un fel întruchiparea binelui și a frumuseții. Nu era foarte tânăr, avea o greutate care, conform normelor de astăzi, l-ar cataloga la obez sau supraobez, dar prin modul lor de a se raporta la noi, la copii, prin modul lui de a se raporta la copii, la adolescenți, prin modul în care el acționa și ne vorbea, m-a făcut să mă îndrăgostesc de acest mod de a trăi, de modul preotului, și am spus: ca el vreau să fiu. Și așa cred că s-a născut vocația mea. Apoi s-a mai maturizat, pentru că e normal să se maturizeze. În cazul noastră, părinte Ciprian, ca și în cazul părintului Pius, eu nu am avut privilegiul de a fi chiar de aici, din zona Bacăului sau Iașului, dar mergând mereu la bunici în zona Bacăului, am avut exemplu preoților de acolo, care păstoreau o parohie din Bacău. Și m-au impresionat foarte mult modul lor de a se raporta la oameni, modul în care lucrau cu tinerii, cu copiii. Mi-a plăcut foarte mult atenția pe care o dădeau seminariștilor și mi-a plăcut acea imagine că părintele de atunci, părintele paroh, îi aduna pe toți seminariștii, fie că erau din seminariile diecezane sau din alte seminarii, îi aduna pe toți acolo la altar lângă el. Indiferent că erau mulți, el îi aduna acolo lângă el. Și acea imagine a preotului care îi adună pe toți lângă el mi-a plăcut foarte mult.
Și mi-am zis că de ce nu să încerc. Nu prea știam ce înseamnă acest lucru, dar am zis ok, încerc așa ceva. Suntem aproape de finalul acestei emisiuni. În fiecare an, în Duminica Bunului Păstor, a patra duminică din timpul Paștelui, este Ziua Mondială a Vocațiilor. Cum se poate trăi această zi mai bine? În câteva cuvinte, vă interzis. În primul rând, conștientizând faptul că avem o vocație, trebuie să o prețuim și să o cultivăm. În al doilea rând, rugându-ne pentru vocația noastră, dar și pentru vocația celorlalți, ca și tinerii, adolescenții de astăzi, să descopere vocația lui Dumnezeu. Și nu în al treilea rând, și nu în ultimul rând, de a propune căi autentice de fericire, de a avea curajul de a spune și tinerilor de astăzi, care parcă refuză într-un fel această perspectivă în viața lor, că e minunat să fii cu Dumnezeu, e minunat să-L întâlnești și să alegi acest mod de a te dărui cu totul Lui și împărăției sale pentru binele oamenilor. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Vă doresc succes în activitatea dumneavoastră, în a-i ajuta pe adolescenți și pe tineri ca să discearnă mai bine ce au de făcut în viață. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați rămas cu noi în aceste minute în care am vorbit despre vocație, despre cum ia naștere o vocație. Invitația, desigur, este de a ne ruga, pentru că în Sfintele Scripturi, Iisus însuși spune, rugați pe Domnul Săcerișului să trimită lucrători în câmpul său. La revedere, ne întâlnim peste două săptămâni.